Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne auzim, un început de săptămână, destul de geros, dar uh, cu un aspect uh, foarte plăcut pe străzi, în oraș, în parcuri, uh, ce puțin în București, dar cred că și în foarte multe, cred că în mai toată țara. Sper că nu ați avut prea multe incidente în, în weekend, că dacă dar la zăpadă totul s-a petrecut cu bine și putem începe. Dar să nu uităm de cele mai importante aspecte ce țin de prudență, de gestionarea foarte eficientă a riscurilor, având în vedere efectul de levier care majorează puternic posibilitatea de a percepe atât atât evoluțiile favorabile cât și nefavorabile din activele suport. Deci, efectul de levier magnifică și pierderile și profiturile, dar, bineînțeles, trebuie să fim atenți la pierderi și, de asemenea, discuția noastră constituie opinii, nu recomandări de tranzacționare. Vreau să privim un grafic al Euro SD și asta pentru început, fiindcă o să vedem sunt evoluții cel puțin la fel de interesante și în alte sectoare. Dar vineri date din piața muncii, așa că trebuie să le discutăm puțin. Pe un calendar financiar ar trebui să le avem încărcate, anume cifrele ce țin de uh, uh, locurile de muncă nou create, 156.000 față de 178 uh, în versiunea uh, anterioară și 177.000 așteptări uh, preluate în acest calendar. Totuși, discuțiile noastre de vineri luau în calcul datele recente și uh, validau, de fapt, uh, în urma unor cifre mai slabe venite dinspre ADP, cu toate că datele au fost foarte bune weekly jobless claims, ele pot fi afectate de elemente sezoniere, deci ne așteptam ca, ca weekly jobless claims să aibă un impact pozitiv, dar nu unul spectaculos. Pe partea de serviciu, un subindice al, al acestui indicator nu arăta foarte bine. Și, în general, ne, ne puteam bizui cumva pe uh, o fază de așteptare, având în vedere schimbarea uh, de la Casa Albă. Totuși, uh, aș spune că e foarte important de ținut un aspect. Din momentul în care piața muncii ajunge la nivelul de echilibru sau dincolo de acesta, se poate întâmpla o situație care uh, nu e la fel de intensă, dar seamănă cu ceea ce se întâmplă, de exemplu, în anumite sectoare din IT în România. Uh, firmele uh, pot adăuga angajați, dar nu la fel de mulți pe cât și-ar dori și probabil mai puțin față de uh, ritmul anterior de acum câțiva ani. Pentru că masa celor cu abilitățile necesare și care să-și exprime și dorința de a lucra în domeniul respectiv este tot mai restrânsă. Problema semnalată, de altfel, în sectorul construcțiilor, fie că e vorba de angajatori privați, fie că e vorba de angajatori de stat. Și nu numai acolo. Există probleme și mai serioase în ceea ce privește skilled labor, deci cu cunoștințe specializate și avansate și problema nu va dispărea pentru că în noua formulă de, de guvernare există în studiu o restricționare a unui tip de viză care permitea import de forță de muncă înalt calificată dacă rețin bine H1B și această situație se poate reflecta pe termen lung așa cum, deci nu e o chestiune originală, e o chestiune la care m-am gândit și eu, dar care este afirmată și de, și de alți investitori pe termen foarte lung și de, de mare succes. Nu este o idee foarte bună pe termen lung, deși pe termen scurt poate propulsa salariile și poate împinge consumul, dar nu îmbunătățește competitivitatea pe termen lung. În concluzie, cifra de 156.000 este, din punctul meu de vedere, relativ așteptată și mai mult, dacă o cuplăm cu câștigul mediu orar, se poate vedea aici 0,4 față de 0,3 așteptat, în timp ce rata șomașului a evoluat conform așteptărilor. Pare că, într-adevăr, e vorba de o piață a muncii care se apropie de supraîncălzire. Și în acest fel putem înțelege de ce euro usd a avut o doar scurtă perioadă de de apreciere, urmând ulterior o pantă descendentă și consolidându-se în această sesiune asiatică în apropiere de 1.05, revenind însă ulterior, deși nu toate datele au fost bune din Germania, Producția industrială 0,4 se aștepta un 0,7. E o valoare mai bună decât cea anterioară, dar nu extraordinară. Pe de altă parte, surplusul comercial 21,7 miliarde. Și pieța încep să fie atentă la un, la un lucru. În Statele Unite, în jur de 2,7 miliarde de dolari, trebuie să intre pentru că există deficit de cont curent, deci trebuie să intre pentru uh, pentru a credita, pentru a investi în Statele Unite și pentru a menține un uh, relativ echilibru al, uh, al cursului de schimb. În momentul în care uh, avem o fie și uh, modestă reținere din partea unor cumpărători anteriori, cum este, de exemplu, China, care s-a raportat cu rezerve în scădere, rezerve internaționale, deci vânzări de titluri de stat americane și nu numai, dar aici vorbim de OSD. În momentul în care există deci mai puțin apetit din partea unui mare cumpărător și probabil și altora, având în vedere discursul lui Trump care ar urma să ofere mai multe lămuriri pe această temă în miercuri pe tema politicilor de urmat se simte puțin uh, un uh, un vânt de uh, stabilizare sau de depreciere pentru USD, care altfel, strict pe baza datelor macro, s-ar fi s-ar fi întărit răgând de în de euro jos. Aceasta este cred explicația, mai ales că uh, în comentariile recente dinspre China au venit niște avertismente destul de serioase. Și uh, era pe undeva un mesaj din partea autorităților foarte nemulțumite că uh, președinta Taiwanului a fost acceptată la o întâlnire în Statele Unite, în Texas, pe masă fiind vizibile uh, steagurile. Uh, Statele Unite, statului Texas și Taiwanului. În răspunsul său, unul dintre cotidiane a spus dacă Trump respinge politica One China, poporul chinez va cere guvernului să Uh, take revenge, să se răzbune, poate o traducere imperfectă, uh, dar să, să ceară compensații în orice caz. There is no room for bargaining, nu există loc de negociere. În același timp uh, Ted Cruz, uh, a afirmat un republican de, de top, a afirmat că This is not about the PRC, PRC, deci nu e vorba despre China, this is about the US relationship with Taiwan, uh, an, uh, an ally we are legally bound to defend. Această ultimă formulare, uh, deci e vorba despre relația statelor unite cu Taiwanul, un aliat pe care suntem uh, obligați din punct de vedere legal, ținuți de lege, să îl apărăm. Uh, se referă la un, uh, un acord mai vechi, dar care era un acord uh, despre care nu se făcea caz și nu era adus în discuție. Legally Bound to Defend în momentul de față, o exprimare de genul acesta este destul de directă și uh, aș spune eu stârnește destulă preocupare. Foarte mulți observatori consideră că este doar un joc în uh, ideea unei restabiliri a ordinii economice, a ordinii comerciale. Câțiva însă și în această zonă mă aș scrie și eu sunt atenți și la implicațiile geopolitice, pentru că un singur indiciu sau o singură declarație poate fi ușor trecută cu vederea, dar când mai multe seturi de date, mai multe puncte se aliniază, tinzi să faci anumite legături și să le atașezi o probabilitate, evident, nu o certitudine, dar tendința generală este de răcire semnificativă a relațiilor internaționale între puterea economică numărul 1 și puterea economică numărul 2 a lumii. Avem, deci, un motiv de prudență pe dolar multiplu, care provine dintr-un tratament, aș spune eu, relativ pasiv al datelor de vineri. S-au limitat, în timp ce așteptarea unor precizări ale programului politic și situația rezervelor Chinei potențată de schimbul de replici la nivel politic, iarăși nu merge în favoarea USD-ului, dar cu reacții modeste. Când discutăm despre Europa, vorbim despre o Germanie care exportă foarte, foarte bine, care are o industrie pe plus, dar care resimte probabil presiuni în piața muncii. Ar trebui să avem astăzi, dacă rețin bine, și date din zona șomajului. Iată, la ora 12, unemployment rate. În rest o zi relativ liniștită până pe după-amiază, când încep discursurile dinspre Fed, Rosengren, Lockhart și Evans. Cum ar arăta probabilitățile? O să luăm iunie pentru referință. Deci o să ne uităm la iunie și o să ca să fie mai simplu, o să ne uităm la uh, nivelul 75 dar putem la în calcul dintr-o singură privire doar 50-75 și să spunem cu cât acesta este mai scăzut, cu atât toate celelalte cresc. Deci, probabil ce mai corect ar fi să ne uităm la 75 și la 100-125 la toate celelalte, dar mai simplu este să luăm doar 50-75. Așa că vom reține acest nivel orientativ 33. Și vom spune că piețele deci, așteaptă uh, cu destul de mare încredere ca în iunie să se majoreze dobânda. Nu și în mai, când nivelul e 61%, în martie 75 sau în februarie, pe 1 februarie, cred. Uh, da, iată, 1 februarie este și uh, uh, o ședință FED, dar nimeni nu se așteaptă la o majorare atunci randamentul pe 10 ani este la 2.41 iar randamentul titlurilor de stat în Italia este în scădere, dar în scădere pe ultimele ore, dar dacă ne uităm de la începutul anului bate din nou spre în segmentul 92. Deci nu e chiar chiar liniște totală pe acest front, chiar dacă nu se vorbește prea mult despre Italia acum. Un mediu care, zic eu, nu încurajează un euro foarte puternic, dar ține cumva în șah cursul euro să peste 1.05 până în 1.0560. Rezistență, bineînțeles, nivelurile locale, fiecare dintre aceste vârfuri, 10582, 89, 106, 106, 29, 106, 50. Suport la 10520, la 10502, 10488. Uh, o să și pun pe acesta pe grafic, fiindcă uneori spunem 10490, alteori. Într-o uh, într zonă de 1-2 pip și uh, practic avem multiple multiple repere. Dar cele mai importante sunt uh, acestea, câteva aici, apoi pe 3 ianuarie, apoi pe 4 ianuarie, apoi un minim uh, pe 5. Deci, uh, 1.0488, 89 e mai, e mai corect, 88.8, apoi 1.0460. Ca idee, eu uh, cred că e o chestiune temporară uh, în care Euro SD se menține încă peste 1.05 pentru că filonul de date macro cred că va susține în continuare și revenirea sub 1.05, dar ar putea să fie o chestiune de la, de la câteva ore bune, nu una sau două, ci până la câteva sesiuni, nu săptămâni. Bun! este USD pe care să se îndepărteze de paritate o întrebare și opinii despre o intrare o posibilă intrare long cred că în momentul de față răspunsul nu este și nu, nu poate să fie dat pe termen, pe termen scurt dacă vorbim de câteva săptămâni bune, eu aș spune că nu neapărat, dar dacă se îndepărta de paritate înseamnă câteva sute de PIB 2-300, atunci lucrul acesta nu este exclus. Să ne gândim, Trebuie să ne gândim ce poate să-l să -l miște de aici. Sunt de părere că există în momentul de față un risc la DSOCD-ului din această continuă înfruntare verbală între Statele Unite și China și că o amplificare și o agresivitate mai mare a tonului de oricare dintre părți, mai degrabă cred că trebuie urmărit Trump și conferința sa de presă. O astfel de intensificare ar putea să dea startul unei perioade, chiar până la inaugurare, unei perioade de slăbire a dolarului american. Cifrele macro nu susțin așa ceva. Dar nu e vorba doar de cifre macro. Discutam despre un deficit care trebuie acoperit în Statele Unite și dacă din China nu prea vine nimeni, iar pe partea cealaltă toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă cu programul fiscal, s-ar putea să nu fie de ajuns. Pe de altă parte, dacă miercuri programul fiscal este foarte convingător și avem totuși atacuri la adresa One China Policy și la adresa Ioanului și la adresa politicilor comerciale sau se încearcă a se juca o carte politică pentru a se obține în schimb avantaje economice, lucrul acesta, ultim menționat, este negativ pentru dolar, dar dacă este dublat de un program foarte puternic și credibil, atunci dolarul tot se poate întări. Cred că nu, are, nu ar fi optim în momentul de față a asuma o poziție semnificativă, fie în sensul apropierei de paritate, fie în sensul îndepărtării de paritate, înainte de câteva zile. În funcție de, de acest discurs, aș spune că devine mai mai pronunțată una dintre direcții. Cred că la cum se mișcă lucrurile în ultima în ultima perioadă, probabilitatea îndepărtării de paritate pentru o vreme a crescut. Și asta reiau nu din motive economice ci din motive de sentiment de risc geopolitice internaționale, dacă vreți să le numim așa. Uh, nici graficul nu ne ajută foarte mult. Uitați-vă la închidere, pare a fi un dark cloud cover, uh, dar este uh, este urmat de un, un început de dinamică favorabilă. Uh, și chiar dacă ar fi un dark cloud cover cu mesaj negativ, ușor negativ și este cu mesaj ușor negativ, uh, temporizat doar sau temperat, mai corect spus de de dinamica de astăzi. Totuși, el nu vine după un, un trend pronunțat. Deci avem doar două candlestick-uri verzi. Ceea ce aș spune eu lasă totul cumva într o zonă mai neclară, dar ca bănuială, astăzi piața va putea să meargă și mai jos, și spre 1.0520 și temporar chiar să să meargă sub 1.0520 însă nu o văd deosebit de activă. Comentariile din partea oficialilor Fed m-aș aștepta să aibă o nuanță relativ hawkish sau între neutru și hawkish, dar cu unii dintre ei fiind un pic mai hawkish și să favorizeze USD-ul. Mai avem și creditul de consum la, la ora 10. Deci dinamica laterală posibilă joacă spre 1.05, dar și spre 1.05.60. Astăzi mai întâi prima și apoi a doua variantă. Dar dacă declarațiile sunt în regulă și nu mai avem noi surprize pe fidul de Twitter despre Donald Trump, atunci cred că euro dea ar închide mai aproape de 1.05 și că nu ar fi un lucru prestabilit în depărtarea de paritate. Dacă vrei să vedem o piață unde dolarul strălucește, ea este cea a lirei sterline. Și asta nu fiind ar avea el calități fenomenale în această perioadă, ci fiind că Tereza May a sugerat că un control asupra emigrației este important și că dacă pentru asta prețul este ieșirea din piața unică, atunci acest preț va fi plătit. Cât de serios au luat uh, uh, traderii acest mesaj, se vede deja pe grafic. Ați văzut cum arată EURUSD, iată cum arată GBPUSD. Și mai mult, gândiți-vă că dacă linia aceasta continuă, uh, toată dinamica din ultimele luni devine doar o pauză. Pentru că a spart o linie de trend piața aceea și revenise. Și uh, eu mă gândeam că, cu influența din partea Curții Supreme, Uh, cu uh, influențe din partea unei decizii așteptate și apoi a unei decizii care să impună Parlamentului un punct de vedere, să avem mai degrabă un soft Brexit. Ceea ce sugerează Tereza mea este că uh, nu există model thinking, detalii vor veni, dar a clarificat o ierarhie și prioritatea este controlul emigrației. Dacă asta este prioritatea, atunci... Uh, atunci politicile sale se, se vor putea întâlni pe undeva cu cele ale lui Donald Trump. Uh, însă părerea piețelor despre efectul asupra lirei steline este destul de, destul de evidentă. Și mai mult, aș spune că suntem, dacă nu se schimbă ceva major, suntem probabil la o zi distanță de a sparge regiunea inferioară. Chiar dacă va exista ulterior acea breșă ascendentă pe care am tot vorbit și pe care am tot așteptat-o, în primă fază, balanța riscurilor nu merge în favoarea lirei sterline. Poate că mai e ceva ce apasă pe sentiment, anume o grevă la metrou și cine a fost în Anglia și își dă seama de importanța și amintește de importanța acestui mijloc de transport, este esențial pentru că străzile sunt destul de mici, nu fac față traficului uzual și autobuzele, taxiurile sunt insuficiente. Vorbim de câteva milioane de persoane care trebuie să ajungă la muncă într-o zi de luni, deloc entuziaste probabil, măcar transportul în comun cu stații dese, cu frecvență extrem de mare a trenurilor cu intrări și ieșiri organizate, uh, acesta era o, uh, un instrument de preluare a uh, unui trafic foarte, foarte abundent. Când a mai este disponibil tfl de deci uh, tubul uh, TFL e, de fapt, toată rețeaua de transport, uh, metroul nu mai funcționează, este o reală problemă și un, uh, un scenariu care duce la un surplus de, de, de depresie luni dimineață uh, și n-aș exclude faptul că piețele chiar și rațional uh, iau, uh, iau un calcul mic efect uh, un mic efect negativ, dar uh, mare parte din această depreciere uh, ține de, uh, de lucrurile de discutate anterior și de un USD, uh, un USD mai, uh, mai puternic. Pe termen scurt se încearcă aici o stabilizare. Uh, nu, e, nu e momentul să spui că, că a reușit, uh, cred că ar trebui să fie un spike și destul de rapid, uh, adică nu în curând, dar când se va petrece să, se, să fie rapid, peste 1.2195 intrând în 1.2205 în poate mai, mai puțin de 5 minute de la, de la primul salt uh, și să-și închidem undeva peste 1.2205, atunci ne-am uitat la 2.230, 2.256. 22.70 sau 1.23. O corecție pozitivă poate fi așteptată, dacă nu de aici, poate de ceva mai jos, de la 1.21.31. Dar se remarcă reluarea acestei tendințe descendente în ultimele ore, cu anihilarea ceea ce începuse a fi mult mai constructiv. 1.21.31, 1.21.04, 1.20.80, niveluri de suport. Să vedem calendarul calendarul financiar. În această dimineață, 1,7% creșterea un indicator al prețurilor imobiliare față de 0,2 anticipat. Deci nu acesta este motivul. La limită piața se poate stabiliza și la day să aibă anumite reveniri. Daily, dacă închidem astfel, este o imagine periculoasă, net, net periculoasă pentru viitor, pentru că înseamnă că închidem în afara unei zone de consolidare, în afara unor minime care au fost apărate multă vreme și pe un fond fundamental. Defavorabil. Un 80 nivel de suport sub care deja piața atinge noi minime nemai văzute de la Flash Crash. Să sperăm, din punctul meu de vedere, să sperăm nu pentru Lira Sterlină, ci pentru Marea Britanie, că totuși părerea aceasta unui de a avea un hard Brexit va fi modificată. Dacă nu, vom vedea dacă e într-adevăr o victorie pentru, pentru și ceea ce se întâmplă. Bun. Uh... Văd, văd întrebări despre lira turcească. Ne uităm la ea imediat. Bun, haideți să vedem. Tendința de depreciere exista de ceva vreme, iar acum, iată, saltul este într-adevăr spectaculos și suntem dincolo de ceea ce la un dat era o țintă. Mi că ne uitam în interiorul biroul nostru, uh, al unuia dintre ele, nu cel de la analiză, de fapt, n aș putea spune biroul meu, și uh, al unor alți colegi despre, vor despre lira, lira turcă uh, cu un spike spectaculos, iată a trecut ceva vreme, consolidare și, și breakout în aceste ultime sesiuni. Suntem într-adevăr într-o zonă de maxim istoric și când apar astfel de breakout-uri, mai ales că uh, ai un istoric, ai o anumită, uh, o anumită imagine despre cum se comportă uh, în, uh, în situații de uh, viteză uh, un instrument de genul acesta, există... Uh, un mod de reacție aproape automată, unul dintre ele și al doilea aspect este cel uh, legat de uh, dobânzi, de diferențialul de dobândă care face fast, foarte costisitoare uh, menținea unei poziții pe termen lung, astfel încât piețele încearcă să se să scoată maxim din evoluții pe termen foarte scurt, mai ales când ajungi la maxime istorice. Ceea ce se întâmplă în Turcia cred că ține de o continuare, ține de mai multe aspecte, o binare între aspectele economice și cele politice, dar mai acute și preluate mai, mai direct sunt cele de ordin politic. Evoluția atentatelor, evoluția de după atentate, de de revelion, apoi uh, uh, amestecul uh, tot mai uh, tot mai direct al uh, al Turciei uh, în, uh, în lupta împotriva ISIS și uh, recent a existat și informări despre uh, despre Rusia care intră în aceeași în aceeași zonă, bănuiesc că este este o repoziționare față de Turcia a, a unor investitori preocupați de riscuri și care se gândesc că efortul militar costisitor va, va adânci niște dezechilibre macro deja prezente și deja despre care existau deja avertismente acum 2-3 ani și la un moment dat am, am vorbit despre aceasta, nu fiind un studiu al nostru, ci un studiu, un uh, lucru pe care l-am uh, preluat de la uh, o divizie de analiză care a făcut un studiu specific și pentru ei mi-am că eram undeva la, în jur de uh, 3, pe acolo, uh, deci era până în 3, era în această perioadă și deci 2015-2016, cam așa, și valoarea fundamentală pe care eu o atribuiau lirei turcești era undeva 3,5-3,6. Dar de atunci fundamentele macro probabil s-au mai, mai deteriorat. Așa că este, este, un, este un fenomen care cred eu are și argumente fundamentale. Uh, am văzut mai multe întrebări, știu că văd acum niște comentarii și uh, răspunsul este direcționat către... Uh, deci nu era nevoie de un răspuns pentru că sunt, sunt mai multe întrebări pe această temă. Uh, cum se poate opera într-o asemenea situație? Există un momentum trade uh, care presupune că în momentul în care piața recunoaște o direcție, ea se prelinge, e puțin spuse prelinge, continuă în acea direcție foarte foarte rapid o vreme. însă în momentul în care apar corecții, ele sunt de asemenea consistente, de exemplu, câteva sute de pip și aici ar fi, ar fi absolut naturale. Ca pânuială, așa cum arată acest grafic, este în faza în care poate să parcurcă distanțe foarte mari într un termen foarte, într un timp foarte scurt. Uh, dar dacă nu am fi deja într-o poziție, mie nu mi se pare un risk reward decent, pentru că dacă ai vrea să pui un stop loss cât de cât rezonabil ar trebui să fi la 364. Deci asta este marea problemă. Uh, în momentul în care eventual am revenit la linia de trend sau am avea o corecție care se încheie printr-o spargere a unei linii de trend, cum a fost aici, uh, 4-5 ianuarie cu un spike, atunci lucrurile pot arăta din nou interesant. Dar în strictă corelație cu mediul, cu mediul politic și geopolitic, fiindcă de acolo pot apărea schimbări radicale, fie o accelerare trendului, fie o întoarcere. Pe termen foarte scurt, dacă aș fi în poziție în momentul de față, aș avea un stop loss pe care l-aș muta încetul cu încetul. Mai sus. Deci n aș spune că este de închis în momentul de față. S-ar putea să mai a câteva zeci, până la una, două, trei sute de, de pip și aici. Deci nu, e, nu este exclus. Ba chiar aș tinde să cred că aceasta este prima opțiune, însă fiecare corecție, fie ea și modestă, precum aceasta, poate să fie de 100-120 de pipi cel puțin. Dar bănuiala la mea e că în minutele următoare o să avem noi maxime și iată se întâmplă asta înainte chiar de a încheia fraza. Să avem și un spread, cât ar fi spreadul? 30, 70, 60 și... 67 cu 73? A, nu e rău deloc! Nu e rău deloc! Uh dar nu vreau să devenim, să transformăm webinarul într-un live trading cu tentații de scalping aici. Deci o să mergem mai departe pe această paranteză. E un exemplu extraordinar pentru poziționarea pe termen mai lung. În momentul în care ai o perioadă de consolidare și există un breakout și este suport, observați, după 1 ianuarie a existat acest breakout. Trendul oferă satisfacție în timp și nu imediat după ceea ce acela este, după acel nivel este depășit. Bun, o să mergem la dolar ien Dolarul pe final de săptămână s-a mișcat mai bine, dar acum este în o fază corectivă. Este ceva ce mi se pare perfect Normal, 23.6, nivel de retragere foarte apropiat, 38 2, mai degrabă la 116-57 de urmărit, intermediar 116-82, dinamică descendentă pe termen scurt și cumva în ultimele săptămâni chiar iarăși o dinamică descendentă. Cred că dolarien are nevoie de mai mult timp înainte de a se gândi ce face. Cred că în această perioadă ar putea să aibă un drift așa spre 114 113 în una-două săptămâni. Să vedem dacă există ceva în calendarul financiar pentru Japonia, există în această noapte. Încredere, un indicator de încredere a consumatorilor, așteptat în ușoară revenire la 41,3 puncte. Continuă să conteze după ce a trecut efectul de final de an continuă să conteze diferențialul de dobândă între Japonia și Statele Unite. În cazul în care apare totuși o revenire, aș lua în calcul mai ales 117.52 și apoi destul de apropiate 117.60, 75 și poate 92, deci niveluri de rezistență foarte dense pe o suprafață altfel relativ îngustă. Bun. O să vedem mai spre final pentru alte instrumente mai puțin lichide. Acum o să ne uităm la, uh, la petrol. Uh, există o veste, există de fapt mai multe vești, nu tocmai roz, uh, provenind dinspre, uh, dinspre Iran, exporturile uh, țării au crescut și știm că Iranul a obținut un, un deal, un acord mai favorabil decât mai toate celelalte state. Conform unor surse preluate de Reuters, a Vândut în ultima perioadă cam 13 milioane de barili, mai încă 16 în uh, tankuri petroliere uh, din, uh, din octombrie anul trecut până acum. Uh, ideea este că dacă a vândut 13 și mai are 16, poate să pună presiune în continuare uh, pe, pe prețul pentru o vreme. Iar în Statele Unite, uh, cei care folosesc tehnicile noi au pus în funcțiune 6-4 noi sonde, aducând totalul la 29 vârful de după finalul anului trecut. Și a rezistat cât a rezistat WTI-ul, dar în această dimineață a stat breakout-ul și piața apare vulnerabilă. 53.05, suport 52.80, 52.43, 52.20, apoi 51.64. Cred că 52.40 și 52.80 sunt însă repere destul de solide și dificile de depășit. Pe un grafic daily, orice închidere peste 52.43 este încă în zona decentă. Dar o spargere acestui palier poate să pună probleme serioase pentru viitor. În cazul în care apare o revenire, vorbim despre un 53,90, 54 ore pe rotund, apoi un 54,30 și 6, orientativ și nivel de 55. Mi se pare că wti este într-o fază mai puțin fericită pe termen scurt, însă arată rezonabil pe termen mediu. Și iată un grafic weekly. Până una alta se menține, în ciuda unor multiple semne de avarie și de avertizare, se menține într-o zonă înaltă a ultimei perioade. Din 26, unde fusesem la începutul anului, sau mai jos, nu, cam spre 26, iată la una distanță suntem la o valoare dublă și este aproape de vârful ultimilor ani, ceea ce E, e, totuși o performanță. Mond, deci, poate mai apropiat de normal, ar fi fost să avem o corecție de scurtă durată, dar de mare adâncime, undeva sub 45-46 și apoi piețele să-și revină. Dar depinde de încrederea în implementarea efectivă a acordului OPEC. Și această încredere este moderată. Aurul a revenit din zona 1170, câteva lucruri care se petrec nu arată foarte, foarte roz. De exemplu, situația despre care am vorbit, relațiile între China și Statele Unite. Mai este un aspect, Kaplan de la Fed vorbise vineri, despre avea, avea o un ton optimist, dar vorbea în același timp despre un slack, o capacitate neutilizată în piața mâncii. Cu alte cuvinte, n am ajuns la, la full employment și uh, iarăși, comentariile sale au uh, redus puțin din uh, fericirea pe care a oferit-o average hourly earnings și din punctul meu de vedere, interpretarea care ar fi trebuit să fie altfel mai favorabilă USD-ului, uh, dar uh, aceste comentarii au uh, stabilizat cumva și aurul chiar dacă nu în mod direct și nu aparent nu foarte semnificativ. Dar în realitate este o victorie faptul că aurul rămâne peste 1170 după un avans atât de pronunțat anterior. Uh, pentru mine e a fost, înainte de comentariile venite din, din China, a fost o ușoară surpriză. Ulterior însă nu mai este neapărat o surpriză pentru că piețele sunt preocupate. Mai este și un sezon care... Ne apropiem de anul nou în China, o perioadă de călătorii, dar și o perioadă de cadouri și aurul este foarte apreciat în mod tradițional. Deci e o perioadă a anului care poate să susțină cererea pe parte fizică. 1170, deci suport, dacă îl spargem, vorbim de 1167, 1163 și sub acesta ar fi serios, fiindcă spargem linia de trend. 1156. 1150, 1147. Suporturi ulterioare, deși n-aș băga mâna foc vom avea un breakout. Uh, 1179, rezistență, 1182, 85, 1190. Bun. O să mergem la, la piața de capital germană. Un uh, moment uh, scurt de entuziasm în această dimineață pierdut ulterior, să fie datele din Germania de vină, nu știu dacă ne-a neapărat acestea, pentru că la ora 9 le aveam deja publicate. Ce a apărut ulterior n-a fost, fost, semnificativ. Cred că piețele cumva s-au speriat de această înălțime. E posibil să mai fi apărut, să mai fi apărut vreo, vreo informație, vreo declarație în această perioadă. Poate că trei de stoc ar fi de de, de verificat Sentix. iată, deși nu era prea în calendarul nostru 18,2 puncte față de 12 așteptate, rata șomajului în Italia. Aceasta este o veste o veste proastă care a venit ascultă vreme după începerea webinarului 11,9 față de 11,6 așteptat și vești bune din sentimentul din, din Franța. Iată, în Turcia de asemenea aveam niște publicări în care da, nu aveam valoarea așteptată, dar aici vede valoarea estimată 3,6, valoarea publicată 2,7. Deci industria nu a accelerat așa cum se spera, ceea ce este o veste proastă care se compune cu celelalte elemente politice și pune presină pe, pe lira turcească. Deci am putea spune că Italia poate să fi contribuit la acest declin care inițial începuse ca o corecție și cred că s-ar fi menținut așa dacă nu ar fi primit un pic de ajutor. Fie Italia, fie alte, alte declarații, însă important e că piața s-a oprit aici deocamdată, la 11.530 hmm, și că în ciuda unui parcurs spectaculos, nu gestionează deloc emoțional această situație, ci rămâne, rămâne niveluri, la niveluri foarte ridicate. Mai mult, piețele de capital americane sunt unele dintre ele la 2 pași de niveluri simbolice, iar altele au depășit deja aceste niveluri. Iată US30, cu un nivel de 930 de puncte, gata să fie depășit aparent un singur bobornac îi mai lipsește și piața va depăși acest reper pe futures, ceea ce înseamnă că pe spot va atinge 20.000 de puncte și toată lumea va fi fericită. 870, suport 814, 760, 705. Evident, nu toată lumea. Am, a fost o constatare în registru amuzant. Sper că, sper că puteți să priviți lucrurile la fel și nu aveți neapărat poziții majore defavorabile sau dacă le aveți sper că ele vă vor fi suferințele vă vor fi recompensate. Dar dincolo de acest tărâm mai mai jucăuș, haideți să vedem US500 de exemplu, care mi se părea mai bine poziționat pentru creștere și care a atins noi maxime, pe futures și pe Spot. Uh, și dacă mergem pe H1, o să constatăm că orice corecție de până acum a fost bine ținută sub control. Piețele nu sunt dispuse să renunțe la optimism. Noi uh, vorbeam la finalul noi trecut de primele sesiuni ale lunii ianuarie, deci primele sesiuni ale anului, putând instala corecții dacă vânzătorii s-au abținut pentru că au presupus că în acest an vor apărea modificări. S-ar putea ca piețele să considere că dacă sunt modificări ale impozitării, ele să nu se aplice de anul acesta și atunci un, un potențial efect pozitiv să poată fi prelungit. La doilea lucru ține și de dobânzi. Dobânzile pe 10 ani, din nou sunt uh, maybe later, uh, din nou uh, nu ușoară scădere la 2,40, dar în continuare, ceea ce s-a petrecut aici, uh, noiembrie-decembrie, ilustrează o modificare a alocării, o mutare a capitalurilor dinspre fixed income către equity, deci către piața de capital, către acțiuni. Și e ceea ce pare să se întâmple și aici. Dacă te uiți la multiple măsuri de valoare, chiar și Goldman Sachs a avut un material în care arăta pe unde se situează activele în raport cu valorile sale istorice și foarte multe clase, active și factori. Există un concept factor investing. Fără a intra în detalii pe componente, deci, de exemplu, uh, uh, high EPS growth, deci o creștere, titluri care a avut o creștere mare a uh, profitului pe acțiune, de exemplu, sau uh, uh, indici de valoare raportați la free cash flow. Sau, sau valoarea totală a companiei. Deci indicatori aparent contabili, dar sunt indicatori de valoare folosiți de anumite strategii automate, care spun o să mizăm pe acest factor, factorul de value, adică de uh, titluri subevaluate. Uh, și cum îl măsurăm? Uh, cum măsurăm că un titlu e subevaluat? Ne uităm la price to earnings, uh, ne uităm la price to book, ne uităm la... Uh, enterprise value pe la free cash flow, diverse, uh, diverse măsuri de evaluare. Ei bine, pe cele mai multe dintre ele piețele sunt uh, sunt sus și chiar și pe sectoare, fiindcă au luat ETF-urile uh, inclusiv ETF-uri în domeniul financiar, în domeniul healthcare, uh, câteva. Uh, scuze, doar, doar câteva sunt uh, relativ ieftine, marea majoritate sunt scumpe. Deci concluzia este că aproape orice este scump și cu toate acestea piețele merg, merg înainte. Bănuia la mea e că va exista un, un risc semnificativ de ajustare. Dacă am trecut bine de acest moment, mai avem un moment cu discursul de miercuri și ulterior în jurul datei de 20 ianuarie. Atunci ar fi, ar fi momentul, momentul cheie. Pentru IS500 suport cam în zona actuală, pe la 2270, apoi 2267, 2261, 2257 și 53. Rezistența la 2277 și ulterior ar trebui să proiectăm un canal de trend ascendent. Dacă proiectăm acest canal de trend, vom putea obține o limită superioară și un, un potențial tipar, dacă ai spune o lege de, de, de rulare ar fi prea mult pentru că ar, ne ar da o senzație de control pe care de fapt nu-l avem. Dar ca idee, un, un canal de trend ar reflecta o dinamică fără perturbări în momentul de față și asta spune deja cam ceea ce aș aștepta eu pentru piețele de capital uh, americane, în care am uh, ca mijloc de transparență, am o expunere, dar uh, de dimensiuni uh, restrânse uh, prin instrumente derivate pe, pe SP 500. Uh, în piața germană, într-adevăr, foarte bună observație, de ce nu uh, trage avansul indiciul american și DAX-ul în sus? motiv pentru care opțiunea, opțiunile mele de săptămâna trecută uh, nu au fost uh, prea rentabile, uh, chiar, uh, chiar deloc, pentru că piața s-a încăpățânat să rămână într-un într interval și a depășit nivelul che abia, abia astăzi uh, sau ieri după, după cut-off time. Uh, Există în Europa și în piața germană special o relație inversă cu, cu EURUSD. Un aspect și un al doilea aspect, deci o frână este faptul că euro nu s-a mai depreciat și din potriva a recuperat. Și un al doilea aspect este acela al programului fiscal și uh, acesta sprijină economia americană dar nu are un efect decât cu foarte mare întârziere și în Europa. Și un al treilea aspect este cel al, unui, al declarației unui um, oficial guvernamental german, uh, care a fost, uh, de fapt, o portavoce pentru un sentiment întreg în Germania, un sentiment al, uh, uh, al uh, celor care economisesc, cum că dobânzile sunt prea mici, și că ar fi prudent ca BCE-ul să se gândească să iasă din. Deci sentimentul este că dobânzii de supra-mici declarație s-au referit la o ieșire din programul actual de stimulare. Deci BCE-ul să o lase mai moale și să înceteze la un moment dat cu tiparnița. Ceea ce este printre cele mai clare opțiuni de dezacord cu ce se întâmplă acum în, în Frankfurt, deci la clădirea BCE, dinspre Berlin, dinspre guvern. Avem, deci, un indice german care arată mai slab. Lucrul acesta nu ne, nu ne supinde foarte mult, e vizibil pe grafic. Dacă va coborâ chiar și să spunem 10-15 puncte, următorul plac ar fi la 490. Dar mai serios e dacă spargem 490, pentru că atunci, și mai ales la nivel de închidere a zilei, pentru că atunci am putea vorbi de un început de corecție mai serioasă. 400, 310, 275. Și dacă e un indicator de, de luat în seamă, acela ar fi... Um, volatilitatea în interiorul unei sesiuni. Deci, pe un grafic daily s-ar putea remarca uh, înălțimea unui candlestick. Dacă avem un candlestick de scădere pronunțată de, de tipul 150 de puncte, acela ar fi un indicator destul de puternic pentru alunecări potențiale viitoare. Bun. Um, și o întrebare despre analiza aceea, m-am uitat, am, am citit-o. Uh, cred că e o analiză care ia de fapt, uh, nu neapărat că vorbește aiurel, dar nu aduce foarte multe uh, argumente. Pe mine analiza în sine nu mă... nu pot să spun că m-a convins că ar putea să meargă la 13.000 de, uh, de puncte. Deci dacă... Uh, nu mi-am modificat foarte mult uh, opiniile, dar uh, în momentul de față uh, ceea ce remarc este că deși este o slăbiciune relativă a pieței germane în raport cu cea americană, uh, este și o obstinație de a rămâne pe trend ascendent. O astfel de obstinație, o astfel de încăpățânare uh, în general nu sfârșește foarte bine. Dar uh, Întrebarea este dacă suntem în punctul acela de, de vârf sau nu încă. Și părerea mea e că trebuie un, trebuie un declanșator. Și cel mai bun declanșator nu este o veste negativă sau o veste proastă. Cel mai bun declanșator în astfel de situații este o confirmare a așteptărilor și nu o depășirea lor. Deci să avem dinspre... Din care e motorul tracțiunii în piață acum în Statele Unite și indirect se reflectă și spre Europa, este programul fiscal, programul de investiții, de infrastructură, de tăiere de taxe, de eliminarea unor regulamente povărătoare și reguli complicate în Statele Unite. Dacă ceea ce auzim concret și acolo de obicei ceea ce se, de obicei, dar acum nu, nu e foarte sigur, de obicei ceea ce se discută se și implementează de un program care să fie la aproape de așteptele curente, dar să nu impresioneze în vreun fel, acela e un motiv mai puternic, cred, de ajustare decât, știu eu, un raport foarte slab în piața muncii sau alte, alte date macro. Asta pentru a răspunde uh, întrebărilor și despre, despre indici uh, în general. Intradei, pentru cei orientați pe termen scurt, avem însă acest 530 de puncte și realmente suntem atât de aproape uh, de nivelul respectiv încât uh, eu nu aș exclude o alunecare. Chiar uh, reacția din piață nu este suficient de puternică încât să elimine această ipoteză. Deci... Uh, este ori 50% șansă de a aluneca și 50% de a avea o respingere aici ori 51 pentru a merge puțin în jos. Ar putea fi un double top, dar un double top devine double top în momentul în care piața sparge. Anterio, înainte de a avea o spargere, poate să fie un dreptunghi. Exact așa un dreptunghi. Deci poate să fie un triple top sau un câte mult n top cum ar fi aici 1, 2, 3, 4, 5, aici poate sunt 6, 7, 8 și de fapt s-a dezvoltat doar o evoluție laterală, pentru că până noi în breakout nu, e, nu este uh, un uh, semnal puternic și nu poți să definești formațiunea ca, ca double top, dar ar putea să devină uh, cu o închidere uh, negativă. Acum uh, piața pe H1 și pe M15 se, se joacă pe aici. Un rebound de foarte scurtă durată ar fi, ar fi posibil. Cred că dacă i ar fi să fiu absolut forțat să spun, în această după-amiază poate cu un 51% există șansă să spargem 130 și să avem măcar câteva zeci de puncte de, de, de declin. Pentru că dincolo de o piață care evoluează lateral cum e cea americană, Există și surplusul acesta de, de risc dinspre piața germană. Și mai există și vești pe componente, de exemplu, sectorul auto sau Deutsche Bank care a avut o perioadă de, de revenire, dar e posibil să, să și resimtă o anumită oboseală la un moment dat. Deci există și aceste probleme care pot să țină în loc DAX-ul, dar sunt, se pierd cumva în imaginea imaginea de ansamblu pe care am comentat-o deja. Dacă scapă și de data aceasta și piața continuă acest balet între 530 și 630 pentru încă două-trei sesiuni și trecem și de momentul discursului Trump, probabil că din nou prima opțiune redevine ascendentă. Pentru că Până acum totul a fost relativ în regulă, dar înseamnă că cineva cumpără activ dacă nu coborâm sub 530, pentru că o presiune normală de vânzare în această zonă există. Mă uitam la GBP-USD și îl văd și mai jos, ceea ce înseamnă că am coborât sub vechea zonă de minime și trebuie să fim atenți la nivelul de suport discutate anterior. Să mergem la uh, AUDUSD. Piața într-o dinamică laterală nu foarte, nu foarte uh, încurajatoare aș spune. Uh, e ceea ce se petrece de obicei când uh, traderii nu sunt uh, nu au o dinamică preferată, nu au o direcție preferată. Am văzut vești uh, mai bune din partea uh, sectorului de construcții, uh, autorizații plus 7% față de plus 46% așteptat, un AIG Construction Index la 47%, dar mai puține anunțuri pentru locuri de muncă și uh, de asemenea un Ioan care a revenit spre 6,93%, deci uh, Destul de puțin a durat procesul de, de întărire a monedei din China și avem și în plus aceste discuții care, iarăși, nu fac foarte bine sentimentului de risc. Pentru AUD, mie mi se pare o variantă de, de oscilație în jurul 73-15, cea mai probabilă cu un 73-51 rezistență pronunțată pe un grafic daily și un 72-76 suport, dar mai probabil cu oscilații mai restrânse în jurul acestor, acestor paliere. Nu e, nu e, încă momentul pentru o poziționare mai, mai bine definită. E de obicei piețele se joacă la au un, au un pic de spike și apoi dacă nu au un imbold extern alunecă spre, spre suportul motor, cum ar fi 72-76 în cazul de față. Să ne uităm însă la percepția generală vis-a-vis -vis de risc și la datele din această noapte, care vor fi retail-sales în Australia la 2.30 și mai ales în China la jumătate 5 ,5 CPI. 2-2% așteptat, a fost 2-3 anterior, tendință de creștere a inflației și uh, mă întreb dacă nu vom vedea și acum ceva peste, peste estimări. Deci chiar dacă 2,2 este o estimare foarte aproape de cea anterioară, cifra anterioară fusese, uh, fusese sensibil peste, uh, peste așteptări care erau undeva mai aproape de 2%. Uh, am, am această bănuială că inflația va începe să, să pună probleme și în, și în China. Și că nu va mai fi tratată benign uh, și cu mai multă îngrijorare. NZDUSD arată net mai slab pentru că nu a beneficiat de plasa de protecție, plasa de siguranță pe care a avut-o AUD-ul cu datele sale în general bune. Uh, iar... Uh, evoluția actuală se joacă în jurul lui 69-70. Mi se pare un ușor risc descendent. Totuși, nu aș vedea spagea lui 69-48 deocamdată. Să vedem discursurile de după amiază din Statele Unite. Dar chiar dacă îl văd, poate 10-15 pip și mai jos, nu neapărat spărgând aceste minime. Rezistența la 69,84, 0,70, 0,70, 13 și 70, 31. Avem o întrebare despre GBP AUD, mai de mult. Uh, hai să vedem pe unde este GBP AUD, iată, mult nu e prea plăcut să fie acționat acolo. Uh, GBP AUD, pe scurt, uh, arată cum arată sterlină. și ați văzut uh, GBP usd de acolo, uh, de acolo prea direcție și GBP AUD-ul pentru că dolarul australian e relativ stabil. Ați văzut, e aproape ca și cum ar fi un GBP USD în această perioadă. Doar că apar riscurile din sesiunea asiatică, dar până, până atunci probabil se va mișca aproape ca GBP USD. Suport la 65.40, mai jos 64.25 și ulterior 63.12. Haideți să vedem pe H1. Da, a avut un, un parcurs destul de, destul de pronunțat și dacă nu sparge aici și cu toate avertismentele urâte ale premierului britanic, nu e prea ușor de spart, având în vedere că vine dinspre 1.68. Deci la 1.65-49 e posibil să se o respingere prin această zonă. Câțiva piși mai sus sau deseori câțiva piși mai jos cu un fost breakout, dar măcar o respinge de câteva zeci de, de PIB și ar fi de așteptat. 66-60, rezistență 67-75, 68-15 aproximativ. Și să mergem la Euroron. Să vedem cum mai arată leul. Decizie de politică monetară vineri. N-am vorbit prea mult despre, despre ea. Aparent nici nu s-a întâmplat mare lucru pe grafic și uh, nici comunicatul, ceea ce mi-a tras atenția, bineînțeles, s-a menținut rata de dobândă, 1.75 și s-a uh, păstat și nivelul uh, minim al rezervelor, uh, nivelul uh, remeurilor, dar uh, ceea ce a fost interesant a fost uh, o evitare diplomatică a unor... Uh, uh, comentarii directe legate de noul, noul program fiscal și de riscurile la adresa deficitului. S-au mai anunțat câteva, câteva măsuri, lucruri care erau cumva de așteptat, anume eliminarea plafonării CASE-CASS, a 5 salarii medii brute pentru, pentru salariile mari, însemnând o creștere a impozitării față de ce era înainte, este o decizie de redistribuție, o decizie care, din punct de vedere al deficitului, îl, îl menține într-o zonă mai, mai apropiată de cea, de cea stabilă. Nu știu dacă este suficient, o să vedem cum se derulează celelalte, celelalte măsuri. Probabil că va mai fi nevoie de bani, pentru că doar creșterea economică nu cred că va, va fi suficientă, decât dacă avem un mediu extraordinar de bun uh, și în Statele Unite și în Europa, mai ales în Europa, ceea ce ne interesează foarte mult și atunci uh, ar putea ca asta să fie de ajuns. Dar uh, așteptăm mai multe, mai multe detalii. Pentru... Piețe 4.50 e un prag atât de rotund și atât de ușor de reținut încât se simt bine traderii aici. Au existat câteva spike-uri sub nivelul respectiv, dar nimic de durată, astfel încât 4.50 e suport de urmărit, dar tendința în ultimele ore, vedeți, este descendentă. Și aș spune că fără prea mare agitație pe, în plan extern, și mai ales în plan intern. Avem o posibilitate semnificativă de a cobori sub 4,50 pentru o vreme. Altfel, trendul mai larg, deci însemnând poate 4,49,33 și ceva mai îndepărtat, nu neapărat pentru astăzi, 4,48-50, dar trendul mai larg probabil că va fi ce din număr reluat și mai mult vorbim de o perioadă de câțiva ani de zile în care prețul a rămas între 4, 30, mai mult sau mai puțin și 4.60, ceea ce se poate transforma într-un pattern de, de, top, de reversal, dar de ce mai multe este un pattern de continuare. Depinde însă de aspecte fundamentale mai mult decât de, de cele tehnice. Avem o fază relativ liniștită, dar opțiunea noastră pe termen lung este totuși ceva mai rezervată decât nivelurile curente. Rezistența la 4.50-50, 4.50-88, 4.51 și 4.52. Momente de interes în această dupamiază vin cu discursurile lui Rosengren la 4, la Offer 20 Lockheed și Evans la ora 8, la 10 Consumă Credit în Statele Unite. Altfel, poate fi interesat de urmărit piețele de capital, lira turcească, de ce nu, pentru cei doresc de a vizualiza evoluții mai spectaculoase și de asemenea, cred că lira sterlină poate să ofere dinamici interesante. Iată că lucrurile au a evoluat relativ calm în ultimele minute. Dar calmul este o stare neuzuală pentru lira turcească în această perioadă. Mulțumesc pentru atenția acordată, o zi frumoasă în continuare, opțiuni favorabile să aveți în, în piață și o gestiune echilibrată a, lui, a riscurilor. Toate cele bune, pe curând, la revedere!